Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, din nou la ordinea de zi, din nou campanie electorală, emisiune electorală la ENSAT TV de această dată. Invitatul meu este Alin Văcaru, candidat la Camera Deputaților, pe locul 3, pe listele PSD. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ați început campania electorală, cum e, cum merge treaba? Da, în ultima perioadă, echipa județeană de campanie, împreună cu echipele locale de campanie, pentru că avem o echipă locală în fiecare localitate, am început să mergem din poartă în poartă. După cum bine știți, este o campanie mai atipică, nu mai e voie cu afișe electorale decât în locurile special amenajate de către primării, bannerele acelea nu mai există și atunci este foarte important să ajungem la fiecare cetățean, pe fiecare uliță în parte, să încercăm să le explicăm, în primul rând, care sunt candidații noștri pentru Camera Deputaților și pentru Senat și, în al doilea rând, să le spunem ce ne dorim noi pentru localitatea dumnealor, pentru județul Gorj, pentru această țară. Vreau să vă spun că am parcurs foarte multe localități în ultima săptămână împreună cu echipa județeană și e încurajator pentru noi. Chiar suntem foarte bine primiți și atunci ne motivează mai mult să muncim mai mult, să încercăm să ne atingem acel target pe care l-am propus la începutul campaniei de a scoate 3 deputați și un senator. În același timp, foarte mulți oameni se uită și la televizor. Ăsta e motivul pentru care și sunteți în seara asta este aici. Și, e greu de atins chiar așa fiecare gospodărie. E foarte bine că vă duceți să vorbiți cu oamenii față în față, dar și prezența în fața la televiziuni, la radiouri, în presă, pentru că oamenii într-adevăr se uită la televizor în special, ascultă radio și este adevărat, sunt aveți ocazia să le comunicați. Sunt foarte bine informați în ceea ce privește mass media, se uită în permanență, ne și spun, de aceea eu îmi doresc și am fost și la dezbateri și la promovări electorale, îmi doresc să încercăm să spunem ce dorim noi să facem și nici de cum să atacăm adversarii, pentru că oamenii sunt sătul de aceste lucruri. Își doresc să vadă altceva de la clasa politică, își doresc să vadă proiecte, nu să găsim vinovați. Trebuie să fim un punct zero și împreună toți parlamentarii, fie de la PSD, de la PNL, de la orice partid care vor reuși în această perioadă să acceadă pentru această funcție, să stăm la masă și să discutăm, să găsim împreună cele mai bune soluții, pentru că asta e, așa e normalitatea. Eu așa văd o normalitate și eu asta îmi doresc, așa vreau să fac politică de acum încolo. Să vină oricare candidat și nu numai candidat, ci oamenii de bine din județul Gorj cu soluții și eu, dacă voi ajunge parlamentar, cu siguranță că le voi susține în Parlament aceste soluții dacă sunt viabile pentru județul nostru. Și în afară de propunerile oamenilor, ce planuri aveți ca partid pentru următorul mandat de parlamentar? Că e clar că partidul va avea un număr de mandate pentru că stă bine în sondaje. Noi spuneam că ne este mult mai ușor față de ceilalți contracandidați, pentru că atunci când mergem și stăm de vorbă cu cetățenii, în primul rând le spunem ce am făcut și sunt lucruri reale care se văd și oamenii știu foarte bine. Știți foarte clar, în 2012, când guvernul Ponta a preluat guvernarea, România era într-o situație de criză. Erau acele tăieri salariale, 25%, pensiile, 25%. Prima decizie pe care a luat-o guvernul Ponta atunci când s-a instalat la Cotroceni, la Palatul Victoria, a fost aceea de a remedia aceste nereguli, să dea înapoi cei 25% către bugetari, să dea înapoi banii la pensionari. Oamenii știu acest lucru pentru că l-au simțit în buzunarul dumnealor. La fel s-a întâmplat și cu închiderea spitalelor. S-au închis foarte multe spitale înainte, dumnealui când a venit, împreună cu miniștrii, au reușit să deschidă acele spitale, inclusiv noi, Gorj, beneficiind de un astfel de spital, mă refer de cel de la Bumbejiu. Infrastructura în județul Gorj. Pentru că astea sunt lucruri reale care se văd și oamenii și cetățenii în județul Gorj le știu și le văd. Faceți-vă aminte drumul Rovinari-Petroșani. De cât timp s-a încercat să deblocheze acele lucrări, să încerce să finalizeze. În timpul guvernării Ponta s-a întâmplat acest lucru, s-a deblocat, s-a continuat acel drum. Iar anul acesta, probabil prin anul viitor, în mai, probabil că se va și face recepția finală și vom circula pe un drum foarte bun. Pentru că tot vorbim de guvernul Ponta, am să vă întrerup și am să spun telespectatorilor, dacă nu știu cumva, că ați fost un timp și prefectul județului Gorj, reprezentantul guvernului în teritoriu și exact. De asta sunteți și foarte la curent cu informațiile și cu ce s-a făcut. Sunt și le știu și mă doar anumite lucruri când le văd. Chiar mă uitam acum câteva săptămâni. Clar nu e viziune la acest guvern de tehnocrați, pentru că au fost acele inundații în ultima perioadă, unde mai multe localități din județul Gorj au avut de suferit și atunci, la fel cum s-a întâmplat și
în 2014, când eram prefect, știți foarte bine drumul, acel pod de la Albeni, acele drumul la Novaci, unde au venit banii imediat pentru remedierea celor defecte. Și acum s-a întâmplat același lucru, numai că au venit 30% din bani. Și stau și mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă și noi atunci când eram prefect primeam 30% pentru podul de la Albeni. Probabil că făceam doar pilonii și podul rămânea în aer. De aceea spun că... Da, și podul este gata, după cum este gata, a fost gata imediat ca să poată copiii să meargă la școală și toți cei care lucrează în alte localități să poată să traverseze acel râu. De asta vă spuneam, nu dacă au fost 10 localități, eu cred că soluția cea mai bună era, nu avem bani decât pentru 5 localități, restul să aștepte, dar așa ca să dai niște bani care la sfârșitul anului nu poți să-i cheltuiești și să iei înapoi, eu cred că sunt bani risipiți. Și atunci nu există o viziune clară. Și vă spuneam de guvernul Ponta. Nu sunt promisiuni de șarte și când mergem la oameni și le spunem ce vrem noi să facem, că vrem să facem reformă la administrație, vrem să facem... în sănătate, în educație și să investim. Oamenii știu că ceea ce spunem se și realizează. Gândiți-vă când am propus mărirea salariului de la 750, cât era salariul minim pe economie și când am spus că în 4 ani de guvernare Ponta o să ajungă la 12 milioane, 1200 de lei, toată lumea a spus că sunt lucruri de campanie, că suntem înainte de alegeri și că sunt promisiuni, dar nu se vor întâmpla, că nu avem de une. Suntem în 2016, salariul minim pe economie este 1250. Ne-am propus ca până în 2020 salariul minim pe economie să ajungă la 1400-1600 de lei. Sunt lucruri care se pot rezolva. La fel și cu salariile medicilor și ale profesorilor. Pentru că o țară, ca să aibă un viitor sigur și garantat, să investească în educație și în sănătate. Asta ne-am dorit și noi și a să duce s-a întâmplat când am cerut, când în Parlament s-a votat mărirea cu 15%, care din punctul de vedere este mică, dar e un pas, este un început și ăsta sunt pașii de urmat. Ați văzut ce s-a întâmplat. Atât președintele Iohannis, cât și primul ministru au atacat această lege la Curtea Constituțională. Da, într-adevăr. Dar faceți măriri de salarii, propuneți măriri de salarii sau și făcut măriri de salarii, propuneți tăieri de taxe, iată, au fost... Cele 102 taxe, la fel, care au fost atacate la Curtea Constituțională. Care au fost atacate. Dar întrebarea este de unde venim cu bani ca să acoperim aceste reduceri de taxe și... aceste măriri de salarii în așa fel încât să nu se dezechilibreze bugetul, pentru că dacă propunem cheltuieli trebuie să avem în buzunarul stâng venituri. Este adevărat și ați dacă văzut, în dreapta punem cheltuieli. Nu spun acum și mă scuzați că vorbesc pe dumneavoastră, eu nu mă refer că cheltuim dând drepturi la oameni, dar vorbim ca la buget. Am înțeles. Buget, cheltuieli înseamnă salarii, tot, dar trebuie venituri obligatorii ca să putem, să avem de unde să facem aceste Impactul bugetar nu este atât de mare cum se tot vorbea. Ați văzut foarte clar, creșterile salariale sunt 15%, dar automat când îți crește salariul și taxele și sunt mai mari care vin înapoi către stat. Deci impactul nu este atât de mare. Și vă spuneam de acești bani care nu există o viziune și sunt aruncați, pentru că acei bani care, vă spuneam, probabil cum au venit la Gorj, au venit și în alte localități, s-au dat la primării, primăriile n-au voie să îi cheltuiască decât pentru a face acele lucrări, neavând diferența de bani de 70% să termine acele lucrări, cu siguranță la sfârșitul anului când se va trage linie, banii aceia se vor întoarce înapoi. La fel s-a întâmplat și domnul Dragnea a fost și a prezentat de mai multe ori la nivel central, la televiziune centrale, bani necheltuiți de către guvernul Cioloș. Sunt o grămadă de bani, sunt 29 de miliarde de lei necheltuiți. Dacă facem un calcul cât s-au cheltuit până în luna octombrie, noiembrie, diferența ce a rămas, mai sunt 2 luni de zile, nu poți să cheltui mai mult decât ai cheltuit în primele 10 luni și atunci e să rămân niște bani necheltuiți. Sunt lucruri care se văd. Gândiți-vă la fel când, vă spuneam și un exemplu foarte concludent, când am mărit acele salarii minim pe economie, când toată lumea a spus, n-ai de unde să dai, de unde să dai banii ăștia la și la atâția bugetari, pentru că nu sunt numai creștere salariale astea acum care le-a cerut guvernul, le-au cerut parlamentarii noștri în Parlament în timpul guvernării Cioloș. Au mai crescut salariile la medici, încă 25%, la profesori și nu numai la profesori, toate categoriile și inclusiv cei contractuali din învățământ cu 25%, s-au găsit soluții. Nu este un impact atât de mare, pentru că vă spuneam, dacă aceasta înseamnă, să zicem, 2 milioane de lei, 2 milioane nu sunt efectiv 2 milioane, pentru că o parte se întorc înapoi, crescând un salariu, CASE-ul e mai mare, ca asta pe șomaj, a crescut automat, toate se întorc înapoi. Da, e adevărat că sunt niște bani care vin în condițiile în care e vorba de angajații în mediul privat. Pentru că la stat, tot statul dă, tot statul ia înapoi. Doar că se mută dintr-un
capitol bugetar în altul, banii. Dar vreți noastră, de ce este teama aceasta? Normal că le este teamă și nu vor să facă aceste lucruri și mai bine atacă pe cei care vor să facă. Pentru că, gândiți-vă, noi anul trecut n-am atras niciun fond european, niciun leu. A fost guvernul zero, nu s-a dat niciun leu, nu a fost nicio absorpție de fonduri europene. Asta ne propune. Eu am un proiect ca deputat și nu neapărat ca deputat, ca om politic, ca cetățean al județului Gorj. Mi-am dorit și cât am fost prefect, am încercat și am făcut niște pași și îmi doresc și în continuare să fac acest lucru. Îmi doresc să avem, dacă nu se poate în fiecare localitate, măcar pe zone să împărțim, să avem centre de consultanță și informare. Pentru că vă spun, sunt o grămadă de oameni care ascultă la televizor, se uită la dumneavoastră, la colegii dumneavoastră în televiziune și aud că se dau fonduri europene. Au această informație, dar nu știu să o pună în practică. Pentru că nu are cine să-i consulte, nu are cine să-i îndrume ce trebuie să facă mai departe. Dacă te duci la un consultant privat, îți iau o grămadă de bani și oamenii nu beneficiază de acești bani. De aceea eu cred că sunt normale aceste centre regionale, centre zonale, unde oamenii de la țară să meargă, din mediul rural, și tinerii să meargă să primească ajutor de la acei oameni. Să le spună, domnule, trebuie să ai atâta teren, trebuie să deplinești condițiile astea, să vii cu dosarul ăsta și uite, noi te ajutăm ca să implementezi acest proiect. Pentru că este un lucru care ne poate. Noi, din păcate, suntem un județ monoindustrial. Depindem în mare măsură sau în totalitatea de complexul energetic Oltenia, care și acesta, vedeți că are o grămadă de probleme, pentru că nu există o echipă stabilă acolo. Tot timpul s-au perindat, nu mai știm cine mai e în Consiliul de Supraveghere, astăzi sunt câteva nume, mâine se schimbă. Până bine, nu va dar fi nu o stabilitate. Sunt cei de la conducerea directă, cei care decid soarta complexului. Nu sunt, dar toți trebuie, de sus vine e adevărat, decizia. E adevărat, dar trebuie să existe și o conducere stabilă, niște oameni care să știe că 4 ani de zile e mandatul lor, să aibă niște indicatori de performanță, să pot să-și facă un plan de management altfel. Dacă astăzi stăm și știu și mă gândesc că poate mâine voi fi schimbat, cu siguranță că acel om nu poate să facă un plan pe termen mediu și lung. Atunci el stă și se gândește să trăiesc de pozi pe alta, că nu se știe ce se va întâmpla cu mine. Și atunci, fiind un județ monoindustrial, că de la asta plecam, trebuie să găsim și alternative. Trebuie să găsim alternative și din punctul meu de vedere o alternativă este turismul, unde s-a făcut foarte mult, s-au făcut foarte multe demersuri, dar mai trebuie făcute. Acum nu mai putem plânge nici de infrastructură, că există aceste drumuri. Și e nevoie și de un drum expres și voi susține asta, dar dacă ne apucăm acum să spunem că în 2 ani sau în mandatul ăsta de parlamentar, dacă voi ajunge sau cine va ajunge, vom face și drumul expres, vom minți. Și nu trebuie să mințim. Gândiți-vă cât a durat acest drum de la Rovinar la Petroșani. Da, un drum național, nu un drum expres, care exista și automat a trebuit să facă îmbunătățirile la el. Un drum expres nu se face așa ușor, dar foarte bine. Dar puteți să puneți bazele pentru că am văzut chiar dacă că toți parlamentarii, toți cei care sunt candidați, toți vorbesc de acest drum expres. Cu siguranță că și eu îl voi susține și colegii mei din PSD îl vor susține, e normal. Dar asta trebuie schimbat master planul, pentru că știți că este aprobat master planul, trebuie schimbat și, într-adevăr, trebuie și județul Gorj să aibă legătură cu una dintre autostrăzi ca să poată veni investitorii mai ușor la noi. Un alt punct pe care mi-l doresc și l-am ca și proiect în programul meu de campanie, mi-aș dori să susținem și să identificăm mai multe locuri în județul Gorj și mă refer aici la intrări. De exemplu, la Țânțăren, Turceni, Tismana, Bumbești, Jiu, Motru, să facem parcuri industriale. Pentru că, din păcate, avem un singur parc industrial și acela este la Sadu, unde este ocupat aproape 100% și avem nevoie de mai multe astfel de parcuri industriale, hale de producție, unde oamenii, investitorii, atunci când vin, să poată să ocupe aceste locuri. Da, dar de ce la intrarea în județ, aș întreba, de ce acolo? E o propunere, nu neapărat trebuie să o și implementăm problemele astea. V-am spus, eu am venit cu o propunere și îmi doresc de la ceilalți colegi, de competitori, acum care sunt în această cursă, să vină cu alte soluții. Eu m-am zis intrările pentru ca să facem legătura cu celelalte județe, să pot să vină și din celelalte județe investitori să vină în aceste locuri. Dar sunt și alte, nu neapărat putem să mai facem unul în Târgu Jiu. Chiar știu că s-au făcut demersuri de către Consiliul Județean, nu știu acum care mai e stadiul, pentru a lua de la UMESAD-ul o porțiune de teren ca să poată să construiască aceste parcuri industriale. Sunt lucruri care se pot face. Mai mult decât atât, un alt proiect care l-am pe planul meu, pe un proiect personal pentru județul Gorj, este să încercăm să simplificăm legea fondului funciar.
sau nu neapărat să o simplificăm, să încercăm să găsim o soluție, un regulament de funcționare, un regulament pe care să vină, care să vină în ajutorul primarilor. Dacă am ceva să-mi reproșez atunci când am fost prefect, că tot spuneați dumneavoastră că în perioada guvernului Ponta am avut 2 ani de mandat de prefect, este lucrul că nu am reușit să emitem mai multe titluri de proprietate către cetățeni, din păcate. Pentru că există un regulament, un ordin al ANCPI-ului, există legea fondului funciar, dacă le pui cap în cap, se bat una cu alta și atunci trebuie găsită o soluție. Trebuie să găsim o soluție care să vină în ajutorul cetățenilor. O știți? Soluția, v-am spus, trebuie tot la fel, să stăm. Eu am încercat, din păcate am fost schimbat tocmai în martie, când aveam ultimele 2 întâlniri cu șeful ANCPI-ului, președintele ANCPI-ului, să încercăm să găsim un regulament unde toți domnii primari să simplificăm, să ia acele planuri parcelare. Și e foarte greu, primările nu au bani să facă planurile parcelare în toată comuna. Este o singură comună în județul Gorj unde s-a întâmplat acest lucru, în Bustuchin. Celelalte nu beneficiază de aceste sume. Au venit niște sume de la guvern în ultima perioadă pentru a face niște cadastre, dar să știți, cadastriștii se plâng că sunt foarte mici sumele, păi, și că nimeni mici. Nu se apucă să asta muncească spuneam, atâta pe banii ăia. Să aruncăm niște bani, să dăm niște bani foarte puțin, mai bine să găsim o soluție. Dom'le, banii ăia nu se ajung și dacă nu se ajung, nu poți să-i folosești, pentru că sunt doar pentru aceste lucruri s-au dat. Să faci cadastrare și nu vine nimeni să-ți facă cu 5 lei pe o parcelă sau 5 milioane, nu știu cât este sumele, dar toată lumea s-a plâns că sunt mici. Oamenii preferă să facă în particular pentru că sumele sunt mai mari, plătesc mai mult și atunci acei bani la fel, se pierd. Am înțeles. Ce planuri mai aveți pentru, în afară de ce ne-ați spus până acum, pentru schimbarea legislației în România spre binele cetățeanului? Unde mai vedeți lacune, probleme? Nu trebuie să le vedem noi. Eu îmi doresc și am spus-o și nu numai dacă voi fi parlamentar. Voi merge și dacă nu voi fi parlamentar, pentru că așa am făcut și când am fost prefect. Un parlamentar, din punctul meu de vedere, atunci când vine în județul Gorj, pentru că știți, lucrează lunea, marțea, miercurea, joia, vinerea, vin sâmbătă și duminică, ar trebui să fie în județul de unde au fost trimiși în parlament. Și atunci eu cred că nu numai eu, toți parlamentarii, măcar o dată pe lună, sau dacă nu odată la 2 luni și tot este bine, să facem întâlniri. Și mă refer la întâlniri, să spunem, întâi cu partea administrativă, cu partea, cu primarii, unitățile administrative teritoriale, să ne întâlnim cu primarii, pentru că ei știu de ce au nevoie. Dumnealor să ne spună, domnule, uite, întâmpinăm greutăți aici, pentru că legea asta nu știu ce face. Și atunci noi împreună cu ei să găsim soluții să o susținem acea lege în Parlament. La fel în domeniul de sănătate. Ne întâlnim cu specialiștii din sănătate să ne spună, domnule, uite, e o lacună legislativă aici, legea asta nu este bine gândită, cine a făcut-o, n-a făcut-o cum trebuie, mai trebuie amendamentul ăsta. Deci nu noi că ne facem legea acolo, dar nu suntem specialiști în toate domeniile și atunci este normal să te înconjori de oameni specialiști. La fel ca la CEO. La CEO trebuie chemați toți specialiștii și să nu mai fie acele animozități, să chemăm sindicate, să încercăm cu directoratul, cu oameni care au fost în complexul energetic Oltenia și nu mai sunt, acum sunt pensionari, dar sunt specialiști. Trebuie întâlniri de genul acesta să găsim soluții cele mai bune, să ne explice și nouă ce își doresc dumnealor. Și unde, ca noi unde să putem merge... să vă întâlniți cu ei? În teren? Păi la teren, biroul parlamentar? Oriunde, nici nu mai contează acest lucru. Este important să ne întâlnim. Trebuie să aveți inițiativa de a vă întâlni, pentru că n-am prea auzit așa ceva ca parlamentarii să zică trebuie. Acum mă duc în zona cutare, mă întâlnesc cu 10 primari din zona cutare. Pentru că așa este normal. Nu să faci o lege pe care să o dai către oameni, să o implementeze oamenii, legea trebuie să vină de jos, să vezi cum ar trebui făcută, să iei toate punctele de vedere de la fiecare și după aceea să o vii cu ea în Parlament, pentru ca să ușurezi munca oamenilor, nu să îngreunezi munca oamenilor. Dar, v-am spus, astea, lucrurile astea se întâmplă numai dacă mergi pe teren, iar eu voi merge pe teren. Și am mers, v-am spus și ca prefect, n-am fost un prefect care a stat în birou. A fost un prefect care a stat majoritatea timpului prin teren. Aveam știu, și audiențe ne-am întâlnit la Godinești, la festival, erați în cizme de cauciuc, veneați de la Novaș, de la... Am fost peste tot. De la... la mine, duminica și sâmbătă, erau întâlnirile cu domnii primari. Probabil că de aceea și când am fost... Sâmbătă și duminica vă întâlneați cu primarii? Și sâmbătă și duminica mergeam la fel și fel de activități. Sau ocazie când cu drumul... care veneau mai mulți primari. Exact, sau când aveam un drum la București, activitățile culturale și discutați și partea administrativă. De fiecare dată mă opream pe la domnii primari să-i întreb cu ce pot să-i mai ajut și dacă m-au nevoie de ceva. Este foarte bine, eu vă urez să mergeți înainte la toți candidații care au venit aici și le-am urat să aibă succes.
Vă urez și dumneavoastră și dacă veți ajunge parlamentar, să văd dacă vă țineți promisiunile. O să vă invit pe urmă să vedem... Chiar vă rog să păstrați înregistrările acestea, să vedeți dacă... Le punem pe internet. Vor rămâne pentru posteritate cât va exista internetul, așa că oamenii vă vor putea întreba după ce veți deveni parlamentar, dacă veți deveni, ce ați promis astăzi în această emisiune, că vă veți întâlni. Măcar asta dacă veți face și sigur veți avea subiecte de legi și propuneri legislative, pentru că sunt foarte mulți parlamentari la ora actuală care chiar am văzut așa un sondaj și de fapt o verificare făcută de presa centrală, care n-au deschis gura în Parlament decât la jurământ. Da, din păcate. Din păcate. Vă urez succes. Domnul Alin Băcaru este invitatul meu, a fost invitatul meu astă seară. Candidează pentru un post la Camera Deputaților, este pe locul 3 în lista de parlamentari pentru Camera Deputaților din partea PSD. Vă mulțumim pentru atenție, dragi telespectatori, la revedere!